Un atelier de încondeiere a ouălor cu ceară a avut loc în incinta Bibliotecii Științifice a Universității de Stat Alecu-Rusu din Bălți, la care au participat zeci de studenți și profesori. Aceștia au fost ghidați de Sebastian Paic, colecționar de costume tradiționale din Cluj-Napoca, România, care de 18 ani practică tehnica de încondeiere a ouălor în diferite colțuri ale lumii. Îl ținem ca pe un creion, da. Așa, coada condeiului, vedeți cum stă în fața mea, paralel cu mine, să zic așa. În primul rând, ea este din moștra moșii noștri și noi, ca noile generații, ar trebui să o ducem mai departe. Tehnica de încondeiere a ouălor se mai numește și tehnica batic. Curioși de procesul de creație s-au dovedit a fi și bibliotecarii. Greac trebuie să fie liniile drepte, că se primească ornamentul mai frumos. Până la urmă, să fie frumos. Gospodinele au învățat tehnici noi de încondeiere, dar le-au împărtășit și pe ale lor. Noi foloseam, vreau să zic, o frunzuliță de la pântrăjel, ceva așa, și puneam pe ou, la care puneam bucățică de ciorap de mătas și le legam. Cunosc verbal, pot să vorbesc de la început până la sfârșit, este pentru prima oară că n-am pus mâna și fac. Cu toate că am și instrumentul acasă, dar n-am cât. Tehnica prezentată de Sebastian Paic se numește tehnica încondeierii ouălor cu ceară și băi succesive de culoare. Avem nevoie de ceară, un instrument cu care să aplicăm ceara și cu care vom desena modelele și vopsele. Vopselele sunt vopsele de ouă obișnuite, cu o mențiune în cromatica tradițională se folosea și negru foarte mult, mai rar găsim negru, dar folosim negru cu care se vopsește lână. Cel mai adesea se folosește galben, roșu și negru. Sebastian Paica a îndrăgit meșteșugul de încondeiere a ouălor de la profesoara sa, de la care a învățat mai multe tehnici, dar și cât de important este să ținem la tradiții și să le promovăm. Această tradiție, ca și celelalte tradiții, obiceiurile, meșteșugurile, tot ce ține de patrimoniu imaterial și patrimoniu material, sunt parte a identității noastre culturale și ne definesc ca oameni, individual și ca grup. Pentru mine este deosebit de important. Pe lângă partea aceasta identitară, nu trebuie să lăsăm deoparte și sunt convins că oricine remarcă funcția estetică, valoarea frumuseții acestor obiceiuri tradiționale. Rezultatele primei încercări au întrecut așteptările. A doua ce am vopsit, am condeiat, adică cu ceara, era roșu și domnul când a pus în culoarea roșie, desigur că nouă ne rămâne acea parte roșu. Ceea ce nu s-a vopsit absolut cu nimic, a rămas pur negru. Deci se vede granița galbenă, roșu și negru este celălalt. Destul de interesant se primește și chiar mă bucur, ne-a spus de mult. Când decorezi ceva cu dragoste și finalul este frumos, da? Foarte ușor, de fapt. Am trasat liniile așa cum domnul Sebastian a povestit, am ascultat etapele și iată, în final s-a primit ce s-a primit. Cred că destul de frumos. Vroiam noi ceva poate mai original, dar mă rog, am zis că să facem după etape, cum domnul ne-a explicat. În tradiția română, ouăle încondeiate simbolizează sosirea primăverii și renașterea naturii.